Pe câmpii înfloritoare. Animale sălbatice din fânețe și din jurul așezămintelor omenești. Cu mulți ani în urmă, pe culmile legendare, pe dealurile cu înclinație mică și pe șesul nelimitat, au existat păduri vaste. În lăcașurile acestea netulburate, animalele și-au trăit viața grea, dar independentă. Odată cu extinderea teritoriilor locuite de om, acesta a micșorat pădurile, deoarece a avut nevoie de terenuri agricole, de pășuni și de fânețe. Locul copacilor cu coroane impunătoare a fost preluat de imensitatea fânețelor, unde au păscut animalele folositoare omului. Terenurile transformate artificial în pajiști și pășuni poartă denumirea de fânețe. La fel ca în păduri, și în împărăția ierburilor, plantele și animalele adaptate în totalitate la acest mediu de viață trăiesc într-o biocenoză caracteristică. Aceasta, împreună cu biotopul care le găzduiește, se află în totalitate sub influența omului. Pe covorul format din flori de câmp se găsesc grupuri de copaci, arbuști, tufișuri, gropi și șanțuri care drenează apa acumulată din precipitații. Aceste locuri reprezintă adevărate refugii pentru animalele care nu mai au loc în pădure. Aici s-au stabilit acele animale care adineaori au trăit pe marginea pădurilor. Filmul nostru își propune să pătrundă în intimitatea vieții de zi cu zi ale acestor viețuitoare. Atenția călătorului este atrasă de coloritul variat al fluturilor care zboară deasupra ierburilor legănate de vânt. Cu zborul lor zvăpăiat dau impresia unor vietăți care nu suportă monotonia și, părăsind florile pompoase, o iau din loc cu scopul de a cunoaște și alte locuri. Fluturele ochi de păun caută nectar în cuibul mătăsos al capului călugărului. Urbilița este oaspetele cimbrului. Florile gardului de lemn câinesc oferă hrană dulce fluturelui cu ochi păros. Între florile albastre ale lucernei găsim fluturele de rapiță. Aici putem zări marele fluture, ochiul boului. Iar mai încolo, un fluture amata se alimentează cu seva suculentă a cimbrului. Zigheia, de un colorit deosebit de frumos și sidefiu, este o insectă cu antene în formă de măciucă. Lucerna este vizitată de fluturele lui Icar. Fluturele mic, care se odihnește pe o garoafă turcească, s-a dovedit a fi un bun meteorolog. Dacă se liniștește și se retrage, cu siguranță se apropie furtuna. Cintia cardinii probabil este destul de bătrân, deoarece coloritul aripilor pare tocit și astfel dispare frumusețea acestei podoabe. În schimb, coloritul fluturelui amiral este pompos. El reprezintă o adevărată perlă a naturii. Fluturii se dezvoltă printr-un proces de metamorfoză complet. Din ouă, prima dată ies omizi lungi, cu corp cilindric, de forma viermilor. În această perioadă, insecta își acumulează rezerve de hrană care, mai târziu, o vor ajuta să supraviețuiască. Din această cauză, omida este foarte activă și lacomă, mănâncă tot timpul. Pare incredibil că această insectă mică este un dăunător de temut a vegetației. Etapa a treia din viața fluturelui este cea de pupă, care durează câteva săptămâni sau chiar luni de zile. Această insectă mică închisă în diferite gogoașe se va transforma într-o insectă matură. Din pupa de culoare verde a ieșit un minunat fluture coada rândunicii. Menirea formei mature este de a se înmulți, de a depune ouă, de a lăsa urmași. Fluturele se hrănește zburând din floare în floare, sorbind nectarul florilor. Consecința vizitei este polenizarea florii.
Omida fluturelui Artea Caja, numită Pisica Popii, se mișcă rapid, iar dușmanii îi intimidează cu părul dens care îi acoperă corpul. Artea Caja este unul dintre fluturii de noapte care se odihnesc într-o poziție caracteristică, împreunându-și aripile sub forma acoperișului casei. Există anumite plante ale căror flori se deschid doar noaptea. Polenizarea acestora este sarcina fluturilor și altor insecte nocturne. În procesul polenizării florilor, albinele s-au adaptat cel mai bine. Cu ajutorul trompei lungi suc chiar și nectarul din adâncul florilor. Corpul albinelor este acoperit de păr des. Picioarele posterioare s-au lățit, iar cu peria plasată în interiorul acestora, mătură polenul în niște coșulețe. Cu acest polen își hrănesc urmașii. Albinele trăiesc în comunități mari, în state bine dezvoltate, dar cu toate acestea, cele mai multe albine sunt singuratice. Zboară din floare în floare cu corpul păros, jucând astfel rolul poștașului în procesul polenizării. Speciile de bondari cu corp robust, îndesat și păros sunt considerate ajutoarele albinelor și chiar ale omului. Ei muncesc și pe frig, sunt primii care lucrează dis de dimineață și ultimii care se retrag seara de pe câmpirile înfloritoare. Acest cuib sub formă de cupă și cu mâner este locul în care își depune ouăle viespea galică. Femelele își îngrijesc neobosit urmașii. Aceste două mame ocrotesc cuibul, la nevoie îl încălzesc sau îl aerisesc, în timp ce tovarășele lor caută hrana. Viespea galică este o insectă de pradă, câteodată vânatul este mult mai mare ca mărime decât propriul său corp. Cu înțepătura neplăcută își paralizează prada, iar din corpul acesteia formează niște biluțe cu care își hrănește urmașii. Viața viespilor durează un an, cu excepția reginei. Aceasta hibernează într-un adăpost bine protejat, iar odată cu venirea verii își formează o nouă familie. Firele de iarbă zvelte și cu florile cu reflexe viu colorate se leagănă ușor în vântul alintător și în razele strălucitoare ale soarelui de vară. Aproape fiecare corolă de pe florile fânețelor pestrițe ascunde în interiorul său măcar una din numeroasele insecte. Floarea reprezintă pentru albine, gândaci și mile de specii de fluturi o parcare confortabilă. Aici se odihnesc, mănâncă, beau, se răcoresc și câteodată își găsesc perechea. În căpușorul violaceu al plantei Cnautia paște un gândac al florilor. Îndepărtează staminele cu corpul său, ajungând astfel să roadă petalele. Sacii polinici se deschid, iar polenul se va lipi de corpul său păros, polenizând pe această cale o altă floare. Cu mirosul amețitor, crinul ademenește gândacul de trandafir, care, înfipt în adâncul corolei, caută hrană. Polenul lipit de corpul său astfel va fi transportat la altă destinație. Gândacul verde, sidefiu, îl întâlnim deseori hrănindu-se cu polen și petale pe florile fânețelor scăldate în razele soarelui. Ploșnița Coreces marginatus este locuitoarea fânețelor, șanțurilor umede și ale tufișurilor. Cu trompa sa bine dezvoltată, suge seva plantelor. Alungă dușmanii cu ajutorul unui lichid urât mirositor. Acest lucru îl putem și noi constata la atingerea unei insecte. Ploșnița vărgată, elegant decorată, o găsim în compania tovarășilor săi pe florile umbeliforme ale fânețelor. Alimentația sa este diversă. Câteodată suge seva plantelor, alteori trăiește viața heterotrofă a prădătorilor.
sub cortul nelimitat a razelor soarelui, pe frunzele pestrițe ale florilor, pe miile de ierburi și pe spice, ritmul vieții este foarte alert. Ziua toridă de vară înseamnă și timpul dragostei la furnica de iarbă. Femela și masculul au aripi și roiesc. Marea lor majoritate părăsesc locul natal pentru a întemeia o nouă colectivitate, dar o bună parte dintre ele cad pradă altor insecte și păsări. Lucrătorii cenușii, lipsiți de aripi din țara furnicilor, aduc câteva exemplare fugare în cetatea lor subterană, unde le vor trata ca pe niște regine. Cu ajutorul trompei, păduchele frunzei de fac se hrănește cu seva plantelor. Familia numeroasă a acestora este foarte variată. Excreția lor, denumită roua de miere, constituie hrana preferată a furnicilor, care deseori trăiesc alături de păduchi. Și mai mult decât atât, în schimbul dulciurilor, furnicile apără păduchii. Buburuza se alimentează cu păduchi. Astfel, deseori se încaieră cu furnicile, care aproape că au domesticit păduchii dătători de nectar. Buburuza cu 7 pete este atacată de furnici și îndepărtată din preajma păduchilor. Neavând încotro, buburuza aleargă grăbită, iar apoi își curăță corpul de acidul usturător al furnicii. Se pare că nici în natură nu rămân nepedepsiți cei care comit infracțiuni. Leul furnicilor este înarmat cu mandibule ascuțite, fiind, de fapt, o larvă a mirmeleonidelor. Deseori întâlnim mici cratere sub formă de pâlnie săpate în nisipul moale. Criminalul, al cărui corp se asimilează ca și colorit în totalitate mediului, se ascunde în adâncul pâlniei. Furnica care alunecă în această pâlnie nu are scăpare din pricina nisipului, care se prăbușește peste ea în timp ce se zbate pentru a scăpa cu viață. Orbecăind prin jungla frunzelor, cicada cu pete sanguinolente suge seva plantelor cu ajutorul trompei. Cu picioarele posterioare puternice sare ca un acrobat, deschizându-și chiar și aripile. Nu degeaba spunem că cineva este atât de activ ca o cicadă. Mamornicul, uriaș cu pieptarul strâmtat, fuge repede pe uscat, dar se descurcă greu în imensitatea ierburilor din cauza abdomenului voluminos. Este nevoit să se cațere pentru a ajunge la hrana sa constituită din păpădie, fire tinere de iarbă sau floarea piciorul cucoșului. La nevoie se apără cu secreția eliminată din organism, producătoare de iritații cu vezicule și astfel nu este recomandată atingerea lui. Locuitorul binecunoscut al fâneței, cosașul, se urcă pe un copac la sfârșitul verii și de acolo dă concerte. Se asimilează în totalitate mediului său înconjurător. Aripile care îi acoperă abdomenul sunt folosite ca parașute la sărituri, dar cu ajutorul lor poate zbura chiar și la distanțe mari. Acest cosaș cu antene lungi se hrănește cu resturi vegetale, câteodată chiar cu insecte. Greierul de câmp este muzicantul neobosit al fânețelor însorite. Odată cu apropierea serii își începe cântecul ce ține până noaptea târziu. Sunetele scoase rezultă din frecușul aripilor. Trăiește singuratic sub pământ, sub un smoc de iarbă într-o galerie săpată de el. Hrana sa este constituită din plante moi, câteodată prinde și insecte mărunte. Dacă simte pericolul, se retrage rapid în adăpostul său și nu mai cântă. Coropișnița își petrece ziua întreagă sub pământ, unde se hrănește cu humus, resturi vegetale și cu organisme mărunte. Rar poate fi observată, deoarece este o insectă timidă și precaută. Preferă solurile moi și uscate, unde cu ajutorul picioarelor lățite își caută hrana.
Lăcusta călătoare se mișcă a nevoie, se mândrește cu cele două antene scurte și cu capul cu fruntea retezată. Aparatul bucal este puternic, cu mandibulele mari prelucrează țesuturile vegetale, dar fiind foarte lacomă, consupă cu plăcere și alte insecte, chiar și lăcuste. Masculul este un cântăreț neobosit. Sunetele iau naștere datorită frecării aripilor de femur. Femela are aripi scurte, astfel nu poate nici spura, nici cânta. Cu ajutorul ovopozitorului își depune ouăle în sol, cu acest gest îndeplinindu-și activitatea maternă. Călugărița și-a primit numele după ținuta sa, cu prima pereche de picioare împreunate ca la rugăciune. Acestea sunt, de fapt, puternicele arme ale prădătorului, cu care poate apuca și degetul omului. Această lăcustă care se roagă este o insectă sângeroasă, dușman necruțător al cosașilor și altor insecte. Nu există în lume un loc unde păianjenii lipsesc în totalitate, deoarece acolo unde sunt insecte și păianjenii își fac apariția. Prezența lor o trădează pânza țesută fin de diferite forme, care îl ajută la acapararea hranei. În aidierea vântului, pânza se leagănă ca o pânză de corabie. Creatorul acestei capcane este un adevărat maestru, datorită faptului că construcția sa este perfectă din punct de vedere geometric, firele sunt întinse uniform. Prada căzută în pânză va fi imobilizată și ucisă cu otrava sa, iar apoi îi va suge seva. Păianjenii sunt foarte folositori deoarece joacă un rol important în echilibrarea procesului de înmulțire al insectelor. Corpul lor este alcătuit din cefalotorax, patru perechi de picioare și un abdomen voluminos. Șanțurile de scurgere ale apei fânețelor oferă un lăcaș ideal diferitelor animale. Primăvara, apele aproape că se învolbură când broasca râioasă brună a apărut la întâlnire. Masculii, mai mici ca statură, se bat pentru femelă. Acest gest este explicabil, deoarece numărul masculilor este de 5 ori mai mare decât cel al femelelor. Aceasta își depune ouăle pe frunzele plantelor acvatice, iar apoi se reîntoarce la căminul său obișnuit, pe câmpire înfloritoare uscate. Această amfibie bine cunoscută din povești cu pielea plină de negi este una dintre cele mai folositoare animale. Datorită lăcomiei de care dă dovadă, distruge cantități apreciabile de melci dăunători, omizi, mii de larve, iar dacă o privim din acest punct de vedere, poate nici nu este atât de urâtă prințesa noastră vrăjită. Aceste două animale mici smerite sunt broaștele de pământ brune. Le putem recunoaște după pielea cu picățele roșii și după pupilele verticale asemănătoare pisicilor. Broasca de pământ brună poate fi rar văzută datorită faptului că vânează doar pe timpul nopții, iar ziua se retrage sub pământ. Cu toate acestea, câteodată poate fi întâlnită chiar și în grădinile noastre. Mediul de viață preferat al șopârlei cenușii este uscatul. Îi place să trăiască printre pietre, ore în șir face plajă în soarele dogoritor. Fiind un înotător destul de bun, câteodată îl găsim și pe malul apelor. Frățiorul gingaș al crocodililor este foarte iscusit, talentat și inteligent. Are mare nevoie de astfel de calități când se apără împotriva păsărilor, năpârcilor, câinilor și a nevăstuicilor. Șopârla cenușie se hrănește cu insecte, devenind astfel o reptilă foarte folositoare omului. Stând sub cerul infinit mângâiat de vânt, ne aducem aminte de cuvintele poetului. Când văd câmpiile nesfârșite, sufletul meu e asemenea unui vultur eliberat din închisoare. Ciripitul păsărilor se aude din cer până pe pământ, deoarece căminul multor păsări îl constituie câmpiile înfloritoare. Aici, pe solul arid, își construiește cuibul căptușit ciocârlanul.
Deși cuibul și exteriorul păsării au o înfățișare modestă, cântecul său este însă minunat, iar zborul său o adevărată demonstrație acrobatică. Zboară rotindu-se în spirală tot mai sus până dispare din văzul nostru, iar apoi se prăbușește asemeni unei pietre spre pământ. Ciocârlanul îmbogățește fânețele cu cântecul său din primăvara timpurie până toamna. Și mărăcinarul mic cu veste ruginie, guler alb și cap negru își construiește cuibul în pământ. Stă pe par în apropierea cuibului și face gălăgie mare dacă puii îi sunt în pericol. Din acest foișor își urmărește hrana, omizile, păianjenii, melcii și insectele. Această pasăre pestriță își petrece vara la noi în țară, însă iarna pornește spre sud. Pasărea cu cioc conic, trup îndesat, penaj dungat, poartă denumire de presura cu cap negru. Se hrănește cu semințe, își face cuibul pe pământ lângă drum și cântă stând pe un foișor. O bună parte dintre aceste păsări iarna hoinăresc în grup prin țara noastră, altele pleacă spre sud, însă deja în luna februarie își fac din nou apariția. Codobatura albă cu corp svelt, coadă lungă, vânează insecte. S-a adaptat atât de bine la viața pe sol, încât nici nu mai saltă ca și celelalte păsări, ci fuge cu pași grăbiți. Trăiește de preferință în vecinătatea apelor, dar o găsim și pe arături, de fapt peste tot, unde sunt insecte multe. În fânețele umede s-au stabilit niște păsări de mărimea porumbeilor, nagâții. Este o pasăre prudentă, brează, care nu agrează prezența omului. Mișcările rapide și strigătele sale atrag atenția trecătorilor de la distanță. Nagâțul este unul dintre cei mai buni smurători, abilitatea lui de a se roti în aer este unică. Acest talent îi este foarte folositor atunci când trebuie să se apere. Hrana și-o scormonește din solul moale. Preferă coropișnițele, cosașii și alte insecte. Este printre primele păsări care deja în luna februarie vestesc venirea primăverii. Împreună cu puii săi deja maturi, hoinăresc împreună pe câmpii din luna august până la sfârșitul lui octombrie. Fazanul se plasează în mijlocul fâneței și cu un strigăt strident anunță femelele că dorește să le facă curte. Penajul acestei păsări minunate este viu colorat, capul de culoare verde închis, gâtul alb, iar corpul ruginiu. Dacă este deranjat, fuge cu mare viteză, aripile și le folosește foarte rar. Când totuși se întâmplă acest lucru, zboară repede aproape de sol, iar zborul îi este acompaniat de același strigăt strident. Penajul femelei este mai simplu, ca feniu pătat. Fazanul cu aripi își petrece ziua întreagă hoinărind pe arături, iar noaptea se retrage pe un copac. Deseori face pagube mari arăturilor, dar datorită preferințelor sale față de insectele dăunătoare, acest păcat îi este iertat. Tufișurile de pe marginea fânețelor oferă adăpost ocrotitor multor păsărele mici. În frunzișul socului găsim un cuib de forma unei cănițe, iar în cuib 5 ouă mici pistruiate. Cuibul aparține scatiului, pasăre asemănătoare vrabiei de culoare brun-cenușie. Tânărul tată poartă veste roșie în perioada de reproducere. Rudenia sa, sticletele mare, atrage atenția prin penajul său tărcat. Cuibul și-l construiește pe ramurile mai înalte, cu toate că hrana sa, semințele, se află pe câmpii între buruieni. Cântecul său melodios se aude până aproape de zonele locuite de om.
Coloritul sticletelui este minunat. Aripile sunt dungate auriu, iar capul este decorat cu culorile roșu, negru și alb. Nu ne părăsește nici chiar pe timp de iarnă, hoinăresc de colo-colo în grup. Codrușul de casă a devenit vecinul omului. Se așează pe vârful clădirii și scârție ca un cocoș de vânt. Cuibul, în care își crește cei 5-6 pui, și-l construiește pe grinzi, în crăpăturile clădirilor, sub țigle și în cutiile poștale nefolosite. Această pasăre cenușie cu coada ruginie îi ajută pe stăpânii casei la munca din grădină, fiind consumatorul lacom al insectelor moi. Florintele, pasărea de culoare verde și cu corp îndesat, este deszărită ciugulind semințele de pe pământ. Cântecul și-l face auzit de pe vârful unui copac sau din timpul zborului. Această pasăre vegetariană își ascunde cuibul între arbuști, iar puii și-i hrănește doar cu alimente de origine vegetală. Fisele de câmp își petrec viața pe sol, ciugulindu-și hrana și tot aici își construiesc și cuiburile. Penajul dungat și pătat se aseamănă cu cel al ciocârliei, iar veselia cu cea a codobaturii albe. Cântă deosebit de frumos și în timpul zborului. Sfrânciocul cu cap roșu, cu puțin mai mare ca mărime decât vrabia, este un prădător sângeros. Stă pe tufișurile ce împrejmuiesc câmpiile înfloritoare și de acolo urmărește cu mare atenție teritoriul. Se alimentează în principal cu insecte, dar savurează cu mare plăcere și vertebrate, cum ar fi șoareci, chițcani de casă și chiar păsări mai mici ca mărime. Penajul femelei este simplu, creștetul capului și spatele masculului sunt de culoare albastră cenușie. Datorită liniei periorbitale de culoare închisă și a ciocului încârligat, privirea acestei păsări de pradă este și mai înfricoșătoare. Barza își face cuibul deasupra hornului. Odată ajunse din Africa îndepărtată, fiecare pereche începe să-și întemeieze o familie. Această pasăre, plină de demnitate, se hrănește cu broaște, reptile, dar de multe ori se mulțumește chiar și cu insecte. Vânează șoareci, pești, pui de pasăre, cârtițe, chiar și iepuri mici. Hrana o înghite într-o bucată și, ajungând la cuib, o regurgitează. Cu aceste bucăți se vor hrăni puii. După 2 luni, puii, lipsiți de curaj, încep să dea din aripi, iar în luna august, la semnalul de plecare, toată familia, cu mic cu mare, va porni spre regiunile calde din Africa. Șoimul cu aripi ascuțite și coada lungă se oprește din zbor deasupra unui punct, de acolo își privește cu ochi ageri prada, apoi se năpustește ca o săgeată asupra ei. Cu ajutorul picioarelor, capturează mamifere, cosași sau insecte mai mari. Șoimul se hrănește cu șoarecii atât de dăunători culturilor de cereale. Alături de șoim, și șorecarul comun este inamicul șoarecilor. Aripile desfăcute pot atinge dimensiunea de 1 metru. Cuibul și-l construiește pe ramurile copacilor, aria sa de vânătoare se află pe câmpii sau fânețe. Zborul de împerechere al șorecarilor oferă o priveliște minunată. Rândunicile care zboară prin aer asemenea unei săgeți
Își vânează hrana în timpul zborului. Sunt atât de antrenate în distrugerea insectelor, încât beau și fac baie în timpul zborului. Renunță la vânătoare doar când transportă material de construcție la cuibul clădit din noroi, pe clădiri sau stânci. Pe sol au un mers nesigur. Rândunica de pe lângă casa omului este de culoare albă pe abdomen și pe piept, iar spatele este de culoare neagră strălucitoare, coada are forma unui frac. Un alt tip de rândunică își face cuibul chiar în locuințele noastre. Coada acesteia este bifurcată, iar gâtul de culoare roșie. Micuții stau pe streșină, cu privirile îndreptate în sus, deoarece pe calea aerului vin părinții încărcați cu alimente. Miile de rândunici adunate pe firele electrice anunță apropierea toamnei, iar într-o zi de octombrie pornesc la drum spre țările calde. Striga locuiește în turnurile bisericilor și în podurile părăsite ale caselor, fața îi este acoperită cu un voal denumit disc de față. Nu-și construiește cuib, ouăle și le depune într-un colț ferit din pod. Prădătorul de noapte, de mărimea unui porumbel, se odihnește în adăpostul său pe timpul zilei. Odată cu lăsarea serii, pornește la vânătoare. Micșorează sârguincios numărul șoarecilor, șobolanilor, cârtițelor, liliecilor și alchițcanilor de casă. Puii părinților fidel căminului și unul față de celălalt părăsesc cuibul doar la vârsta de 2 luni. Numărul bufnițelor depinde de numărul șoarecilor. Dacă numărul șoarecilor este mare, atunci bufnițele adulte dublează numărul puiilor. Viața vrabiei de casă se desfășoară sub ochii noștri. În cuibul neglijent construit, într-un colțișor ascuns al curții, vrabia crește 5-6 pui de 3 ori pe an. Vrăbile trăiesc în grupuri mari. Chiar și în perioada când femelele își depun ouăle, masculii se tolerează unii pe alții. Acești consumatori de semințe se află mereu în preajma omului, înfulecând cerealele recoltate. S-au obișnuit deja și cu consumul rezidurilor gospodărești, trăind alături de om. Cu toate că omul le alungă, vrăbile trăiesc pe spinarea acestuia. Deși ne dau multă bătaie de cap, totuși e bine să le zărim în jungla blocurilor din orașe, iar pe de altă parte constituie hrana multor prădători înfometați. Pe câmpiile netede, de multe ori zărim niște movile de pământ. Acest pământ a fost scos la suprafață de cârtițele care își construiesc galerii subterane. Corpul micului miner s-a adaptat perfect la mediul de viață subteran. Picioarele anterioare sunt poziționate lateral, iar palmele spre exterior. Cu ajutorul acestora își sapă galeriile. Corpul este de formă cilindrică, ochii sunt mărunți, iar urechile îi sunt acoperite de blană mătăsoasă. Se hrănește cu râmele și insectele ajunse în galeriile sale subterane. Datorită faptului că pofta lor de mâncare este nelimitată, cârtițele consumă o mare cantitate de râme și insecte. În acapararea hranei îi ajută mirosul excelent, nasul alungit extrem de sensibil și auzul fin. Datorită poftei de mâncare continue, cârtița este nevoită să-și mărească numărul galeriilor și vai de acea insectă care se rătăcește în labirintul ei. Popândăul este un animal vesel, foarte activ și interesat de tot ceea ce există în jurul său. Trăiește pe câmpii uscate, în cămăruțe căptușite cu iarbă uscată, săpate sub pământ la 1 metru, 1,5 metri. Aici se ascunde, dacă se simte în pericol, și tot aici își petrece noaptea întreagă, deoarece nu are curajul să-și părăsească căminul decât în timpul zilei. Popândăul naște 3-8 pui primăvara, pe care îi îngrijește cu mare atenție. Toamna, fiecare membru al familiei își construiește câte un adăpost separat, unde vor hiberna în cămăruțele pline cu provizii pentru iarnă. Umezeala, frigul și dușmanii mențin un echilibru sănătos în procesul de înmulțire a popândăilor, limitând tendințele de suprapopulare.
Acest nas ascuțit ce tremură aparține chițcanului de casă. Acest animal, de mărime mai mică decât șoarecele, trăiește pe câmpii și în jurul caselor. De multe ori se aventurează până în casa omului dacă găsește un ungher ascuns. Este un prădător sângeros, nu cruță insectele, dar nici șoarecii sau șobolanii mai mari ca mărime decât el. Este atât de nelegiuit încât este în stare să-și mănânce propriii pui sau alți chițcani. Pentru noi, acest animal lacom este binevenit deoarece distruge multe insecte dăunătoare mediului nostru înconjurător. Viața chițcanului este protejată de mirosul său specific. Cele mai multe animale se scârbesc de acest miros, însă berzelor, viperelor, nu le pasă de mirosul scârbitor al chițcanului. Aceste animale mărunte și drăguțe sunt tare dăunătoare. Șoarecii de câmp produc pagube mari arăturilor recoltelor. Rotulpina cerealelor mănâncă spicele doborâte la pământ. Acest rozător liniștit și prietenos se înmulțește repede. Toamna, puii deja ajung la vârsta maturității. Numărul dușmanilor șoareciului de câmp este mare, dar cu toate acestea câteodată și omul trebuie să intervină. Șoarecele de casă are coada și urechile mai lungi decât cele ale șoarecului de câmp. Și el se înmulțește repede. Se hrănește în special cu semințe, dar de multe ori consumă și alte alimente din cămară. Odată ajuns în preajma cărților și a hainelor, produce pagube serioase, deoarece dinții îi cresc în continuu, fapt ce îl obligă să roadă tot timpul. În timp ce fug rapid, iepurii se rostogolesc și își continuă fuga în zigzag. Au mulți dușmani cărora le place gustul cărnii de iepure, dar mirosul și auzul fin îi ajută să scape din fața lăcomiei acestora. Iepurele de vizuină își construiește căminul ocrotitor în solul moale, unde aduce pe lume și crește 5-10 pui orbi lipsiți de blană. Adăpostul săpat de iepurele de câmp este mult mai sărăcăcios. Într-un astfel de cămin nesigur, puii trebuie să se apere cu rapiditate și iscusință. Puii iepurelui de câmp se nasc cu corpul acoperit cu blană, văd la naștere și încă din prima zi de viață sunt independenți. Iepurele este un animal ierbivor. Preferă părțile plantelor verzi și suculente. Dacă pe timp de iarnă arătura este acoperită de gheață, iepurele este în stare să roadă și coaja copacilor. Îl zărim alimentându-se pe arături după apusul soarelui, pe întuneric sau dis de dimineață. În goana trenului zărim fânețe și terenuri agricole înconjurate de case cu acoperișuri din lemn. Tufărișurile, șirurile înguste de păduri aflate între parcele, previn eroziunea terenului agricol. Acest teritoriu neted, cât vedem cu ochii, a fost populat de păduri întinse, de arbori uriași. Viața din frunzișul bogat al pădurilor s-a restrâns la șirurile înguste de tufe și arbuști. Noi, oamenii, am provocat acest lucru. Rolul omului în alcătuirea mediului înconjurător este bine determinat. Când însușim roadele oferite de natură, trebuie să avem în vedere că nu suntem unicii locuitori ai pământului. Cunoștințele noastre tot mai vaste trebuie să ne lumineze orizontul și în această lumină vom descoperi că locul omului în natură este și va rămâne alături de celelalte viețuitoare.